Ilie Cioară, adevărata bogăție a sufletului. Nimic mai de preț pe lume decât pacea sufletească. Corp și psihic la oaltă nasc o ordine firească. Sănătatea, armonia, împreună fiind legate, dau condițiuni de viață de extremă însemnătate. Viața, în ansamblul ei, ca să poată fi înțeleasă, cere omului în schimb o structură armonioasă. Integrată în prezent, de trecut independentă, în măsură să cuprindă noutatea ei permanentă. Clipa în veșnică schimbare este punctul de întâlnire între viață și ființă, împletite în contopire. Este o întâlnire simplă. Timpul nu o afectează. Insul, desprins de ego, în etern se integrează. Toată avuția lumii de a avea o stăpânire n-ar putea să egaleze o asemenea împlinire. Bogățiile se pierd. Cândva le lăsăm pe toate. Însă armonia noastră, perlă e în eternitate. Ea deschide orizonturi care depășesc finitul, ființa prinsă în mărginire cu plăcutul, neplăcutul. Toată pletora de gânduri se dizolvă dintr-o dată și într-o clipă de tăcere aflăm viața adevărată. Tot secretul, golul psihic, poartă spre imensitate, întâlnit în mod spontan prin a noastră simplitate. Performanța se obține numai într-un singur fel, când atenți privim trecutul, cum se manifestă el.